Bună seara și bun găsit, dragii mei, la Lumea în Obiectiv. Alături de noi, în cadrul emisiunii, avem pe doamna Elena Pleșcan. Este fondator, dar și președinte al Asociației de Consiliere, Dezvoltare Individuală a Persoanelor cu Deficiență de Vedere. Mircea Cosel Grătosini este numele meu și pentru următoarele minute vă voi fi gazdă. Îi spun bine ați venit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, în premieră, doamna Elena Pleșcan, și ne bucurăm să avem acest dialog despre persoanele cu deficiențe de vedere și cu precădere către copii ne vom opri în această seară. Bine ați venit! Bine v-am găsit, domnul Mircea, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să putem discuta despre copiii cu deficiențe de vedere. Spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră să facem așa cunoștință, pentru că sunteți în premieră, lumea nu știe cine sunteți dumneavoastră și să știm de unde vă luăm și unde vă punem, cum să spunem. Ok, mă numesc Elena Pleșcan, după cum ați auzit. Am terminat facultate de teologie și asistență socială, apoi master în consiliere și asistență socială. Provin dintr-o familie cu 5 copii, dintre care 2 cu deficiențe de vedere, ceea ce m-a determinat pe mine să deschid acest ONG în 2017 decembrie, a fost tocmai motivul acesta, și anume că am pe fratele meu cel mai mic și încă o soră care au probleme cu deficiențe de vedere. Și atunci eu, descoperind anumite probleme cu care ei se confruntă, am spus să fac ceva să vin în ajutorul lor. În afară de asociație, cu ce vă mai ocupați? Pentru că mi-a spus de teologie și asistență socială. Ce legătură au cu asociația? Pentru că trebuie să fie o legătură. Dumnezeu, lucrarea cu oamenii și persoana cu dizabilitate. Sigur că da, are o legătură foarte mare, pentru că tocmai de aici a pornit ideea și pot să spun chiar și chemarea mea, pentru că pe timpul facultății am avut o materie care se numea managementul ONG-urilor. Practic, noi acolo trebuia să inventăm o organizație, un ONG din punct de vedere fictiv, pe hârtie doar. Și atunci, practic, mi s-a făcut un click în capul meu și mi-am dat seama că asta aș putea să fac să devină reală. Și de acolo, într-adevăr, am simțit că înclinația mea, pot să zic chemare din partea lui Dumnezeu, e ca eu să mă orientez către persoanele cu deficiențe de vedere, să vin în ajutorul lor pe partea de consiliere și dezvoltare individuală. Bun. Ce oferă asociația dumneavoastră? În momentul de față, noi am stagnat activitățile datorită perioadei cu pandemie. COVID-ul. Exact, pandemiei. Dar, în schimb, am început tocmai de anul trecut, din vară, am început cu copiii care sunt beneficiarii ONG-ului nostru, un fel de consiliere online, practic ne întâlnim pe Zoom, ca noi să discutăm pe anumite teme, cum ar fi depresie, stres, nervi, anxietate, anumite lucruri cu care persoanele cu deficiențe de vedere se întâlnesc, și nu neapărat persoanele cu deficiențe de vedere, chiar și noi, în perioada asta, mai ales în perioada pandemiei, și încercăm să dezbatem subiecte care pot fi... Da. Cât de afectate au fost persoanele cu deficiențe de vedere de pandemie și mai ales la ce vârste ați văzut lucrul ăsta că este mai grav? Eu lucrez cu persoane între vârsta
12 ani și 18, ba chiar mă îndrept și spre 21-25, pentru că am și persoane mature, pot să spun, în care încerc să-i încadrez, să-i includ în grupul nostru și pot să zic că chiar persoanele mai mature, persoanele mult mai mari, sunt mult mai afectate de perioada asta de pandemie decât cei mai mici. Pentru că cei mai mici mai sunt distrași într-un fel și de alte activități, cum ar fi școala, chiar dacă e online, ei încă au stresul ăsta, dar în schimb adulții care ies din școală, care ies din liceu, ei deja nu mai au o ocupație în care să fie incluși într-un grup și atunci fiecare este pe cont propriu, practic cu familia lor, cu situația lor, cu poate cu jobul lor, pentru că mai avem unii tineri care se ocupă de fac masaj special pe kinetoterapie și atunci ei sunt cel mai mult afectați din punctul meu de vedere și din ceea ce am văzut eu. Au de lucru prea mult sau n-au deloc? Păi, sincer, acum, mai ales în perioada pandemiei, s-a întâmplat să am persoane cu care am povestit, am relatat niște întâmplări, încercând să-și găsească tot așa un job în domeniul în care el poate practica, și anume masajul kinetoterapeut. E masoterapie, adică există tehnician masor. Exact. Da, din cadrul de asistent balneofizioterapeut sau balneofizio-kinetoterapie, cum este mai nou, din cadrul liceului tehnologic special Regina Elisabeta din strada Vatra Luminoasă numărul 8, știm cu toți. Exact. Așa. Mă fac iar cu auzit poate că trebuie să ne întoarcem la o emisiune, dragii mei, din trecut, de acum câteva săptămâni. Daniela Filip ne-a dat așa o minge la fileu pentru persoanele cu dizabilități, dar și cele fără dizabilități, să-și găsească un loc de muncă la Ability Hub, ea fiind reprezentant acolo în a te reprezenta pe de altă parte. Și trebuie să știi că dacă accesezi Mircea Cosel Bratos și în Lumea în Obiectiv și Daniela Elena Filip, Ability Hub, vei găsi toate detaliile în cadrul acelei emisiuni, cu număr de telefon și pașii pe care tu îi vei urma împreună cu Daniela pentru a-ți găsi un loc de muncă și de a fi din nou fericit că ai un scop în această societate. Revenim la dumneavoastră, deci așa v-am dat și dumneavoastră o soluție de a ajuta acești tineri care lasă băncile școlii pentru a da piept cu greutățile vieții și a societății în care noi trăim. Corect. Să știți că acesta este unul dintre scopurile ONG-ului și anume ca noi să căutăm ca acești tineri, aceste persoane să poată fi incluse în societate și integrate în societate, ca ei să poată muncească. Practic, ăsta e un drept pe care îl au și ei, la fel ca și noi, din punctul meu de vedere. Și să înțeleg că dumneavoastră vreți incluziune socială. Da. Bun. Pot să spun. Dumneavoastră aveți persoane cu deficiențe de vedere în cadrul unei școli de masă, pentru ca să vorbim în termeni în care sunt cunoscuți de către persoanele cu deficiențe de vedere, adică la școli normale, să vorbim mai pe direct. Așa. Aveți astfel de persoane pe care le consiliați sau în cadrul asociației dumneavoastră?
Păi tocmai, persoanele cu care eu lucrez, practic beneficiarii, sunt numai din acest, din acest mediu, din școala pentru deficienți de vedere și din liceul pentru deficienți de Nu, vedere. Deci nu aveți, nu aveți și de la o școală normală, nu știu, din București, un nevăzător, să presupunem. Ba da, dar am foarte puțini, adică 2-3 pe care i-am întâlnit eu, pot să zic, nu chiar întâmplător, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Bun. Știți de ce v-am adresat această întrebare? Credeți că știți unde vreau să duc ideea? Da, cumva să nu mă axez numai pe... Nu, nu, nu. Da, să nu vă axați doar pentru cei din școala de deficiențe de vedere, ci să-i vedeți și pe ceilalți care sunt în școlile normale și poate fac față cu greu sau se descurcă foarte bine. Ce voiam să vă întreb este că ce observați la copiii care sunt incluși social, adică la școlile normale, la liceu, la gimnaziu, poate la primară, poate la facultate, față de liceele cu deficiențe de vedere sau gimnaziu, da? Deficiențelor de vedere, da? Care e diferența între acei copii de acolo și de dincolo? Pentru că vreau să facem puțin această diferență. Ce ați constatat dumneavoastră? Care sunt plusurile și minusurile pe care le-ați observat în consilierea dumneavoastră și în interacțiunea pe care ați avut-o cu acești tineri? Ok. În primul rând, astea sunt primele studii de caz, să spun, pe care eu le-am făcut, și anume am căutat să înțeleg care e diferența dintre un copil cu deficiențe de vedere care este integrat într-o școală de copii tipici, adică normali, cu copii cu handicap, care sunt într-o școală unde pur și simplu sunt toți la fel cu același handicap. Și în urma studiilor pe care eu le-am făcut și în urma interviurilor pe care le-am ținut, am aflat că o persoană cu deficiențe de vedere sau cu orice alt handicap care este la o școală normală, tipică, persoana aia se simte foarte inhibată, foarte discriminată, pot să spun. Afirm asta pentru că am auzit foarte multe mărturii care pur și simplu îmi povestesc și îmi relatează cum de cele mai multe ori au fost marginalizați de către ceilalți. Bun, și... dar să-mi spuneți unde sunt marginalizați? La clasele primare, gimnaziu, liceu sau facultate? Păi am întâlnit chiar și în liceu și am întâlnit și în clasele primare. Dar în mod special la clasele primare. Și gimnaziale. Și acolo sunt ferm convins că sunt, pentru că nu știu un caz, sunt destule care au întâmpinat greutăți până la... Și vreau să spun că au fost marginalizați și discriminați nu numai de către colegi, ci chiar și de către cadre didactice, ceea ce vă dați seama că și pentru mine a fost un șoc, exact. Un șoc. Să aud că un cadru didactic poate discrimina o persoană cu deficiențe de vedere. Da, la facultate ați mers să vedeți acești tineri, cu mulți dintre ei sunt la psihologie, la litere, la diverse locuri. Pot să spun că am avut o colegă pe timpul masterului la universitate, am avut o colegă cu deficiențe de vedere care ea mi-a mărturisit cumva că exact a fost în postura în care pe timpul facultății a fost discriminată tot pe acest motiv. Și atunci pot să spun că putem întâlni discriminări absolut peste tot.
Deci atât în școlile generale, în liceu, cât și în facultăți. Bun, cât a avut sprijinul familiei acea tânără? Pentru că eu am două exemple din București, pentru că vorbiți de București, care au făcut două facultăți în paralel, două tinere, chiar trei dacă stau bine să mă gândesc. Și pe de altă parte, acea tânără a făcut școala și în provincie, dar apoi și-a mutat studiile la București, una dintre ele, și n-a avut nicio problemă. Povestea ei, de fapt povestea celor trei o regăsiți tot aici în cadrul emisiunilor pe care le-am realizat de-a lungul timpului cu aceste trei persoane. Vă las să le descoperiți voi dacă sunteți curioși, dragii mei, și dumneavoastră. Unde spune tinerele că n-au avut nicio problemă de adaptare la facultate, unde au fost și au fost ajutate chiar și de colegi. Problemele unde le-au întâmpinat, două dintre ele, au fost mai degrabă la gimnaziu și liceu. Și cam atât. Și pe partea de primară, dacă că cele două au făcut primele clase către Austrului și apoi au urmat gimnaziul, liceu pe zonă normală și acolo au fost câteva dificultăți, dar nu au fost atât de grave încât să simtă diferențe foarte mari. În altă ordine de idei, am înțeles și partea în care profesorul să-l înjoasească pe persoana cu deficiențe de vedere, exact, făcându-l incapabil psihic sau labil, sau cum vreți, retardat, cum doriți dumneavoastră, dar nici cum același lucru îl pățesc și ce persoanele în scaun rulant, sau deficienții de auz sau de vorbire, sau cu alte probleme de sănătate. Deci nu ar fi singurul tip de dizabilitate care pățește astfel de minuni. Corect, asta sunt ghilire. Convinsă. Da, și atunci vă dați seama că sunt undeva la jumătate. Unele sunt favorabile, unele nu. Dar cele mai cu incidență mare de defavorizare a persoanei cu dizabilitate, indiferent de tipul ei, vorbim de clasele primare și gimnaziale și apoi către liceu. Și profesorii chiar, cred că le lipsește pedagogia, sincer, și n-au învățat că trebuie să se axeze pe nevoile tuturor elevilor, ci se axează doar pe un anumit număr de elevi care consideră ei și restul rămân de izbeliște. Ok. Practic, persoana despre care v-am povestit mai devreme, care a avut parte de discriminare în timpul facultății, a avut tot suportul din partea familiei ei. O familie, pot să zic eu, foarte frumoasă, pentru că a încercat să investească foarte mult în copiilor, iar la fel, nu fiind singura în familie cu deficiențe de vedere, ci chiar și cu încă o soră. Deci, practic, au fost două surori gemene cu deficiențe de vedere și atunci părinții aceștia au încercat să investească tot ce au avut în educația lor și în a le crea lor posibilități cât mai favorabile pentru Bun, ele. Bun, au depășit momentul și acum au ajuns ceva în viață. Mă gândesc că lucrurile se trec la un moment dat. Da, să știți că au depășit momentul. Ba chiar una dintre ele lucrează ca și tot așa în masaj, în domeniul masajului. Iar cealaltă a terminat o universitate, dacă nu mă înșel, ceva cu desen. Desen artistic, palpabil, pentru tactil, da, tot, da. Pe partea da, tactil. Da, că sunt imagini tactile, da, cred că pe zona aia, acolo, cred că s-a dus. Că știți exact, că este exact acea asociație de dezvoltare urbană pentru nevăzători care fac imagini tactile. Dacă ați auzit de ea, de altfel dacă l-ați auzit tot în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv și a făcut apariția Dan
Peitzer și cu Paula Blaj și ne-au povestit despre acest inovație și plus pentru telefoanele iPhone pe care ei le oferă copiilor care nu au pentru a se descurca la orele online sau nevoilor de zi cu zi pentru a avea acces la mai multe informații. Da, deci dumneavoastră vă ocupați de acești tineri, deși tinerii din școlile cu deficiențe de vedere nu cred că sunt feriți de discriminare. Corect. Dacă din fericire. Acele diferențe că, na, nu știu, ideea e că există și ne-ați putea spune dumneavoastră cu ce s-au plâns, ca să spunem așa, tinerii că sunt discriminați în școlile speciale. Pentru că ce ați constatat în studiu pe care l-ați făcut? Pentru că merge pe acel studiu. Bun, am înțeles că în școlile normale tinerii s-au simțit discriminați. Dar în școlile speciale, unde ar trebui să se simtă ca la ei acasă și ca în confortul raiului? De ce să simt totuși ca în iad? Sincer, din studiile pe care eu le-am făcut, rar am întâlnit un tânăr sau un copil care să-mi spună că se simte discriminat în mediul acesta al școlii pentru speciale pentru deficiențe de vedere. Mai degrabă acolo se simt în largul lor, mai degrabă acolo se simt ca în familie, pentru că toată lumea e la fel ca mine și nu se simt judecați, nu se simt marginalizați sau ca fiind bătaia de joc a celorlalți colegi. Rar se întâmplă între ei să facă mișto unul de altul. A, există. Să știți că există. Degeaba. Am văzut. Există, până. Da, dar din ceea ce eu am studiat, mai puțin am găsit asta. Bun, poate că între ei e treaba asta, dar profesorii cum îi percep? Să știți că chiar și profesorii, eu, din punctul meu de vedere, eu chiar am vorbit în mod personal și am avut interacțiune eu personal cu fiecare dintre profesorii acestei școli speciale și am întâlnit oameni minunați și deosebiți care au o răbdare fantastică cu ei și ba chiar pur și simplu unii se vede după ei și după profesionalitatea lor că sunt chemați să lucreze cu astfel de copii. Într-adevăr, mai sunt și cu excepții anumiți profesori care o fac doar din pură meserie, deci efectiv doar pentru un simplu salariu și o fac cu nervi și se vede de la o poștă, e o mare diferență între omul care vine și face asta cu o dedicare sufletească, pot să spun, o face ca o pasiune și o face ca și când ar fi parte din familia lor, acești copii, și se vede când celălalt profesor care vine pur și simplu doar pentru un salariu, vine și o face formal, fără să îi pese, să mai treacă încă o zi de lucru și fără să investească nimic în viața acestor copii. Dar, bun, din câte am văzut eu, sunt doar câțiva. Mă gândesc că au și sprijinul familiei și majoritatea nu au probleme în familie și atunci viața lor este mult mai relaxată. Va veni o întrebare mult mai dificilă, pentru că ați urmat teologia, clar că vorbim și de biserică. Cum vedeți biserica că percepe persoana cu dizabilitate? În afară de persoana cu deficiențe de vedere, ea este inclusă deja în cuvântul dizabilitate. Cum vedeți lucrul ăsta? Cât face biserica? Biserica, cât ați observat că se implică în viața unei persoane cu dizabilități? Acum, vorbind din punct de vedere teologic, depinde și de, pot să spun, religia către care noi încercăm să ne orientăm. De exemplu, dacă vorbim de neoprotestanți, aceia percep
cu oamenii cu dizabilități într-un alt mod. Dacă vorbim de ortodoxi, ei la fel percep într-un alt mod. Dacă vorbim de catolici, ei... Ok. Dumneavoastră, din ce biserică veniți? Direct. Eu sunt foarte direct. Asta este, la mine se vorbește direct. Nu, ok. Nu ocolim. Sigur că da, nici eu n-am de ce să mă ascund. Vin dintr-o biserică neoprotestantă. Și putem spune practic... numele din cele multe, adventistă, baptistă, penticostală, că și după Evanghelie. Ca să vedem exact cum percepem în zona aia... persoana cu dizabilitate, câte activități ați văzut în cadrul bisericii respective? Ca să spun așa, am frecventat și biserică baptistă și biserică penticostală și făcând o analiză, sincer, mai mult biserica baptistă observ că e implicată din punct de vedere ca și activități în viața persoanelor cu dizabilități, nu neapărat cu deficiențe de vedere, ci în general cu persoane cu dizabilități. Și anume am întâlnit în bisericile baptiste oameni care se ocupă cu bolnavi de SIDA, oameni care se ocupă cu surdomuți, oameni care se ocupă cu... Deci cu diverse categorii. La una din biserici din București, știu că era o întâlnire a nevăzătorilor, dacă mai știți dumneavoastră, dacă ați auzit vreodată. Da. Traian, dacă vă spun. Cu siguranță Biserica Baptistă din București, Sfânta Treime. Da, de la Hala Traian, nu știu, Valaori, da, sau da, ceva genul ăsta. Iuliu Valaori, da, Biserica Iuliu Valaori. Dar știți că și Biserica Adventistă are o asociație care se dedică persoanelor cu deficiențe de vedere, celor cu locomoție, da, deficienților de locomoție și celor cu deficiențe de vorbire și auz. Ați putea să-mi spuneți cum se numește? Asociația Ridică-te și Umblă este de 11 ani pe piață, are 30 de filiale în țară și pe de altă parte are Am și înțeles, un da, știu. Centru de mobilitate Ridică-te și Umblă care este deja foarte cunoscut din 2017 în București. Deci 4 ani ușurel ajunge pentru acest centru de mobilitate. Apoi a fost urmat de către Arad, Botoșani, Buzău, Timișoara. Am înțeles. Cunosc destul de bine asociația, numai că nu știam că este fondată de către Biserica Adventistă. Are parte împreună cu slujitori laici, dar și din cadrul bisericii cei care sunt responsabili. Important este că oamenii nu pun preț pentru o dominațiune religioasă, ci pun pe partea socială și nu contează din ce cult religios vii, ci ești binevenit pe Zoom în fiecare duminică să afli câte lucruri frumoase. Dacă ați observat și pe Facebook la mine, noi am mai postat despre activitățile acestei asociații și despre întâlnirile pe care ei le fac duminică de duminică și ne bucurăm de activitățile pe care le fac de 11 ani și în fiecare loc din țară să se audă câte o voce care spune ridică-te și umblă și asta este un lucru mare. De aceea spun că iată că pot exista colaborări între asociații și mai nou, dacă ați observat, există asociația Șansa Ta. O altă care dă de mâncare la săraci și colaborează cu colaborează cu diverse ONG-uri, da? Ei au o cantină socială și oferă, cred că peste 1000, cel puțin între 500 și 1000 de porții pe zi sau cam așa, de mâncare celor de pe stradă, celor nevoiași, celor în nevoi, celor de la case de bătrâni sau asociațiilor care au beneficiari cu probleme serioase, financiare sau de sănătate și au nevoie de o masă caldă. Iată că sunt asociații care fac activitate și
Vorbim de același Dumnezeu care le-a pus pe inimă să facă această lucrare pentru oamenii străzii, pentru oamenii în nevoie, cu deficiențe, da? Deci nu sunt, cu cât mai multe, cu cât mai mulți oameni se strâng la oaltă, cred că lucrurile pot fi de bună calitate. Sigur că da, atunci când lucrăm în echipă, bineînțeles că se fac activități mult mai bune și atunci dăm randament mult mai mare. Bun. Ne întoarcem la copiii cu deficiențe de vedere. Cum i-ați perceput în acest an, trecând pe online, prin acest haos care poate din cauza că sunt atât de micuți, nu toți au cunoștința platformelor școlare care sunt greoaie sau mai fac efectiv probleme la conectare sau se deconectează fără să le facă nimic, până învață să-și pună tema acolo pe platformă. Conectarea la internet poate este zero, că unii stau la sat sau la nu știu unde și poate nu e internet sau nu sunt bani în familie și statul român a uitat să mai treacă și pe la ei să le dea o tabletă. Cum vedeți treaba asta? Cum o simțiți în rândul acestor persoane? În primul rând, am observat că, bineînțeles, că sunt foarte afectați copiii de perioada asta, având în vedere că fac școala online. Majoritatea dintre ei s-au săturat, s-au plictisit, s-au epuizat, pot să zic, făcând școala online, pentru că mulți dintre ei se plâng că nu pot să facă față, în sensul că nu pot să fie la fel de bine atenți, la fel de bine concentrați, ca și când ar fi, bineînțeles, în clasă, în clasa orelor de curs. Iar pe lângă asta, majoritatea copiilor își doresc să revină în mediul acela în care poate să socializeze, să râdă, să glumească, să aibă voie să iasă afară în curtea școlii. De exemplu, noi înainte de pandemia aceasta mergeam o dată sau chiar de două ori pe săptămână la școala specială pentru copii nevăzători și făceam activități recreative și terapeutice cu ei. Mergeam tot timpul, ieșeam în curtea școlii sau în sala de sport și făceam diverse activități, ceea ce pe ei îi ajuta să se deconecteze de rutina zilnică și îi ajuta în interacționarea unul cu celălalt și nu numai. Iar acum, pentru că nu mai au parte de asta, ei sunt destul de afectați. Ați făcut excursii mai lungi sau tabere pentru ei? Am făcut, da. Am realizat și o tabără în anul 2018. Am făcut o tabără de 3 zile la Ojasca, în Buzău. Și acolo la fel. Am încercat cumva să ne orientăm mai mult pe partea de consiliere, dezvoltare personală, cu jocuri, activități terapeutice, recreative. Bun. Cine face toate lucrurile astea? Pentru că vorbiți de aceste jocuri, de aceste terapii. Mă gândesc că nu le face dumneavoastră pe toate. Aveți oameni? Cum? Voluntari? Am avut și voluntari, din nefericire acum, pentru că n-am mai putut să fac activitate de teren propriu-zisă, să merg la ei în școală și să ne ocupăm în mod direct de ei. În momentul de față nu mai avem voluntari, dar în schimb am avut sprijinul asociatei mele, care în prezent nu se mai poate ocupa nici ea din motive personale de ONG, doamna Monica Panescu, care m-a ajutat foarte mult în activitățile pe care le făceam în timpul școlii și chiar și în tabăra pe care noi am realizat-o.
Am înțeles. Mai dumneavoastră și cu doamna Monica ați făcut toate lucrurile astea de care spuneați. Da, să știți. Și cu ajutorul unor voluntari care pur și simplu au venit așa pe parcurs când se ivea câte o activitate mai mare sau când organizam o excursie sau o ieșire în parc sau un eveniment, să zic, un pic mai important pentru ei. Pentru că, bineînțeles, nu puteam să realizez eu singură o ieșire cu ei, având în vedere că sunt copii cu deficiențe de vedere, trebuie avut o grijă mult mai mare față de un copil care nu are. În această emisiune putem relansa voluntariatul, pentru că sunt mulți tineri care poate au nevoie de voluntariat. Poate au nevoie de lucru, de practică, pentru că sunt în zona asta de asistent social, de psihologie, de partea asta. Ce trebuie să facă sau care sunt condițiile pentru ca ei să devină voluntari sau practicanți în cadrul acestei asociații? Sigur că da, cu mare drag și ne-am bucurat foarte mult să auzim că sunt doritori de voluntariat în ONG-ul nostru, ne-ar fi de mare ajutor. În primul rând, să mă contacteze pe mine, în mod personal, poate să intre și pe pagina mea de Facebook, Elena Pleșcan. Avem și pagina ONG-ului, poate să caute exact cum este denumirea ONG-ului, Asociația pentru Consiliere și Dezvoltare Individuală a Persoanelor cu Deficiențe de Vedere, unde acolo vor găsi mult mai multe detalii despre exact ceea ce facem noi, activitățile pe care noi le-am desfășurat până acum, chiar și filmulețe cu tabăra, cu evenimentele pe care le-am avut. Și poate acolo să aflăm mult mai multe informații, dar cel mai sigur să mă contacteze pe mine în mod personal. Care este proiectul dumneavoastră de răsunet pe care l-ați reușit cu asociația dumneavoastră până acum? În primul rând, ceea ce m-am bucurat eu cel mai mult a fost tabăra pe care am realizat-o, acolo unde am putut crea relații mult mai puternice cu copiii, am putut să le câștig încrederea, practic să pot să mă apropii mult mai mult de ei, ca eu să pot investi în dezvoltarea lor personală. Pentru că știți cum e, atunci când, și asta o știu cel mai bine, pe pielea mea de la frații mei care au această problemă, nu se pot deschide față de oricine și nu pot avea încredere față de oricine, nu își pot povesti viața în fața oricui și nu se pot lăsa ajutați de oricine. Și atunci, pentru mine, cel mai mare câștig a fost să câștig prietenia lor și în relaționarea mea cu ei să le aflu poveștile de viață, să văd exact cu ce aș putea să-i ajut și cu ce aș putea să da un plus vieții lor. Foarte, foarte frumos. Ați avut și alte colaborări cu celelalte asociații din București care sunt dedicate deficiențelor de vedere? Am încercat la un moment dat să iau legătura cu Asociația Nevăzătorilor, să fac un fel de contract de colaborare. Din nefericire, încă n-am reușit să fac asta. Dar îmi doresc pe viitor să colaborez cu cât mai multe ONG-uri care au același obiect de activitate ca și mine și mai ales care se ocupă în mod special cu persoanele cu deficiențe de vedere. În schimb, obiectivul și viziunea ONG-ului, pot să zic că e una destul de largă și mult mai mare decât atât, și anume, noi ne dorim ca pe viitor să deschidem un centru de terapie ocupațională pentru acești copii. Practic, un fel de centru de zi unde să existe camere de joacă, camere de speciale, de fapt, pentru muzică, pentru că muzica face parte din terapie pentru acești copii cu deficiențe de vedere, mai ales că majoritatea dintre ei sunt foarte talentați pe partea asta muzical vorbind. Da, știți că și pentru asta avem o soluție.
Cred că ați auzit de familia Writer Francisc, da, și Ioana Sandu, care ajută nevăzătorii care au talent în direcția asta să poată să-și lanseze piese. Noi deja aici la Lumea în Obiectiv, o lansare a fost a Larisei Alexandra Onciu. Tot așa o să găsiți tot pe YouTube acest material și acele clipuri realizate de ei cu Larisa. Până acum cred că am vreo 5 piese cu muzică ușoară cântată de Larisa, care a ieșit din acel anonimat, pentru că vocea ei a corespuns cu dorința familiei și s-au conectat foarte bine și atunci, iată, a ieșit un produs foarte bun. De aceea recomandăm nevăzătorilor talentați să contacteze această familie dacă vor să iasă din anonimat și au talent la cântat pentru a face carieră muzicală. De ce nu? Cu mare drag o să încerc să contactez și eu această familie și vă mulțumesc pentru informație. Este, cu o, familie că, este o familie care este deschisă la persoane cu dizabilități și apropiată de Asociația Ridică-te și Umblă. Și de Asociația, și Asociația Nevăzătorilor de la Botoșan, care au fost prima care a reușit să ia legătura cu această familie, să-și promoveze fiecare tânăr cu talent muzical. Foarte frumos. Mă bucur să aud că sunt tot felul de oameni care încearcă să și ajute aceste categorii de persoane, nu numai să critique, să discrimineze sau să marginalizeze. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și pentru Adopție Copii, cred că ați auzit de ANPDCA, da? Sau Consiliul Național al Persoanelor cu Dizabilități, adică CNDR. Ați luat legătura să vă faceți cunoscuți și acolo? Nu. Sau din păcate, Fundația Volum, care oferă voluntari pentru diverse activități. Adică sunt câteva rampe de lansare să vă faceți cunoscuți și să oferiți și acestei categorii copiilor cu deficiențe de vedere. Eu sunt fel convins că veți fi bine primiți și veți reuși. Cu siguranță este nevoie de dumneavoastră acolo, doar că trebuie să bateți la aceste uși, să aveți discuții, întâlniri productive, da? Vă expuneți viziunea și cu sunt fer convins că și dumneavoastră aveți loc în multele proiecte pe care instituțiile pe care eu vi le-am spus și chiar și Asociația Nevăzătorilor pot ajuta multe persoane în nevoie. Acești copii care trebuie să fie viitorul României. Asta este și dorința mea, ca eu să colaborez cu cât mai multe organizații care ar putea veni în ajutorul copiilor cu deficiențe de vedere și cumva împreună să putem face ceva pentru ei, să îi putem ajuta în a integra în societate, în a-i face să se simtă că și ei sunt la fel de importanți și de normali și au același dreptul ca și noi și în același timp să ajutăm în creșterea stimei lor de sine. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce nevoie aveți pentru asociația dumneavoastră? Ce vă lipsește? Ce ați vrea ca oamenii de bine să facă pentru dumneavoastră? Păi, în primul rând, așa cum orice organizație implică anumite lucruri din punct de vedere material, financiar și chiar și resurse umane, pot să spun că în momentul de față ne lipsesc cam toate. Pentru că voluntari nu mai avem. Din punct de vedere financiar, am încercat să susțin cât pot de mult, având în vedere că mă implic ca și când ar fi vorba de ceva parte din familia mea, ceva parte din mine, din viața mea.
Practic, organizația asta e o organizație la care n-aș vrea să renunț, chiar dacă de multe ori am avut multe piedici și multe, pot să spun, obstacole în a mai continua activitatea noastră. Și atunci, bineînțeles, ca orice altă organizație, avem nevoie și de suport material și de suport financiar și de sprijin în rugăciune și de oameni care să vină în ajutor chiar și cu, nu știu, ca și voluntari într-o activitate sau într-o... Am înțeles. La proiectele dumneavoastră, dar pe care să le faceți cunoscute oamenilor pe public, cu siguranță vor veni. Doar că este nevoie acum ca acești oameni să și investească. Că dacă v-aș întreba de unde vă susțineți, nu știu ce mai ați putea răspunde. Că dumneavoastră ați spus, cred că deja, că sunteți sponsorul principal, să spunem așa. Da, exact. Nu mai aveți, nu știu, o altă filieră în care să vă ajute cineva financiar sau cu alte nevoi? Nu, din nefericire, nu, momentan nu. Au fost la un moment dat câteva persoane care și chiar o firmă care ne-a ajutat, dar asta a fost o singură dată. Atunci, în perioada în care noi am reușit să organizăm această tabără, bineînțeles că nu am organizat-o doar cu sprijinul meu financiar, ci au fost și oameni binevoiți care au venit în ajutorul și în sprijinul nostru. Dacă vor să știe cu adevărat despre asociația dumneavoastră, unde pot găsi detalii? În afară de pagina de Facebook pe care dumneavoastră ați anunțat-o, aveți și un site, ceva? Da, există și un site care este făcut de aproape 2 ani de zile. Din nefericire, tocmai din cauza costurilor, urmează ca eu să plătesc domeniul și hostingul pentru că mi-au expirat și trebuie să le renoiesc. Asta nu de foarte mult timp, de cred că o lună de zile. Și atunci vor putea găsi și pe site-ul nostru acolo foarte poate multe se vor detalii. Găsi oameni de bine și vor plăti și zona asta de, de publicitate de care dumneavoastră aveți nevoie și să puteți să faceți cât mai multe activități. Un mesaj pentru cei care vor să se implice, dar apoi și pentru persoanele cu deficiențe de vedere? Păi, în primul rând, pentru persoanele care vor să se implice, pot să spun că dar din dar se face rai. Și anume, dacă noi dăruim bunătate, la rândul nostru vom primi bunătate. Dacă noi vom dărui respingere și ură, cred că aceleași lucruri ni se vor întoarce înapoi. Practic, ce semănăm mai aculegem, eu tind să motivez și să încurajez semenii noștri să vină în ajutorul oamenilor și persoanelor cu cu deficiențe de vedere, poate. Cu deficiențe de vedere și cu, pot să zic, defavorizați. Da, care sunt mai în nevoie specială financiară, nu știu, de hăinuțe, de, nu știu, de tablete, de rechizite, da, de alimente, pentru că este banca de alimente, vă puteți folosi de, uite, de asociația Șansa Ta, dacă vreți să duceți o mâncare caldă, adică profitați de informațiile pe care vi le-am acordat în această seară. Și sigur că da, sigur. Sunt ferm convins că vă vor fi de folos și vă puteți ridica prin câteva colaborări cu alte asociații. Nu uitați că centrul de mobilitate vă poate duce mulți copii către școală dacă părinții nu pot să-i ducă. Acest centru puteți face colaborare, duce gratuit, aduce gratuit, adică nu percepe taxe.
Da? Ca să fim bine înțeleși din capul locului. Că vrea omul înțeleg. Să facă donații, că vrea el, e partea a doua. Dar serviciul este făcut 100% gratuit. Deci să ne înțelegem. Că omul își dorește el. E o informație care... Da, tot așa veți găsi. Domnul Florin Dobromir este responsabil și pentru cei care poate mai ascultă emisiunea și sunteți din București, Arad, Botoșani, Buzău, Timișoara, intrați pe paginile de asociație Ridică-te și umblă din fiecare filială și aveți numărul de telefon acolo și puneți mâna pe telefon și sunați. Da? Sau pe centru de mobilitate Ridică-te și umblă, de asemenea puteți să intrați și găsiți și acolo multe informații despre asta. Da? Sunt fel convins că vă va fi de mare ajutor pentru că va fi taxiul care stă după dumneavoastră, nu pleacă și vă lasă acolo baltă. Da? Dacă mergeți la poliție, la spital, la orice altă nevoie. Da? Dacă nu aveți însoțitor, de asemenea vă poate ajuta să vă ia de acasă, vă duce direct la destinația în nevoie, vă ia de acolo și vă întoarceți acasă. Pentru dumneavoastră în București, Florin Dobromir, puteți căuta pe Facebook și veți vedea activitățile pe care le face de zi cu zi, care sunt postate, videoclipuri suficiente să vă poată dea încredere să apelați cu bună inimă la acest taxi gratuit. Aceasta este o informație valoroasă pentru noi, pentru că, într-adevăr, sunt copii care de multe ori ajung în cazul în care nu au cine să-i ducă la școală, copii crescuți de poate bunici sau copii lăsați la unul dintre părinți și atunci părintele, nu știu, poate în ziua respectivă sau o perioadă de timp se află într-o stare vulnerabilă, se simte rău sau se confruntă cu ceva și atunci copiii aceia, ca cumva să nu își piardă cursurile, să aibă cu cine să meargă la școală și să ajungă în timp util la cursuri. A fost o plăcere să dialogăm în această seară, distinsă doamnă Elena Pleșcan. De asemenea și mie. Mă bucur că ați venit cu inima deschisă de a vorbi despre nevoile dumneavoastră, despre asociația dumneavoastră care face consiliere, dezvoltă persoana, da, individual, că important asta, și a deficiențelor de vedere. Mă gândesc că nu vă veți opri aici și veți deschide ușa și altor persoane cu dizabilități dacă vor avea nevoie de consiliere. De sigur că da, asta bineînțeles. Eu știu, sunt persoane și cu alte că multiple dizabilități pe lângă cea de vedere și poate au nevoie de asemenea. Eu cred că merită să vă deschideți paleta și tipurilor de dizabilitate și cu siguranță lucrurile vor fi bune pentru că Dumnezeu când vede că e un lucru bun îi dă binecuvântare fără număr, ca să spunem așa. Da? Deci nu vă faceți griji că o să primiți de sus mai mult decât v-ați gândit și imaginat, dar fiecare trebuie să-și facă partea și în această seară sper ca cel puțin o singură persoană să fie schimbată și cel puțin o singură persoană să fie înduieșată de acest proiect, de această asociație și să ajute la dezvoltarea acestor micuți pentru viitorul României. Și da. Ceea ce nu am punctat este faptul că noi nu punem accent nu numai pe dezvoltarea personală, ci pe creșterea stimei de sine. Contează foarte mult ca o persoană defavorabilă, care are o anumită dizabilitate, neapărat deficiența de vedere, să aibă o stimă de sine mult mai ridicată. Pentru că în momentul în care noi ne confruntăm cu o dizabilitate sau cu o neputință în trup, devenim un pic vulnerabili și atunci stima noastră de sine scade foarte mult. Și atunci e foarte bine ca
ca noi să lucrăm la stima noastră de sine, ca ea să crească și mai mult și să nu ne considerăm cei mai nefericiți oameni, cei mai defavorați oameni. Da. Știți, cumva... da, trebuie să mergeți pe ideea aia, ci că dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și dacă societatea nu mă vrea, mă duc eu peste ea. Cam așa ar trebui persoana cu dizabilitate să folosească dictonul ăsta, să nu aștepte comod că bate cineva la ușă, hei, hai la servici, hei, hai la școală, hei, nu știu, hai, scoală de acolo și o să primești totul. Dacă nu-ți faci partea, nu va veni nimeni să bată la ușă, decât când vor, poate, niște voturi, poate când ai o datorie sau au nevoie de tine într-un eveniment sau orice altceva, dar numai când e nevoie de tine ca să faci figurații acolo, poate atunci va bate la ușă. Dar nimeni nu va veni să-ți întindă un serviciu sau o școală dacă tu nu îți întinzi singur mâna că vrei și ridici mâna sus, eu vreau. Dați-mi voie să vă arăt ce pot și atunci trageți linie înainte de a judeca. E, cred că asta sau eticheta. Da, de asta spun că cred că asta e mentalitatea pe care trebuie să o folosim către copilași, să nu se lase doborâți de niciun cuvânt răutăcios. Corect. Pe care. Da, adică vin și trec. Important e ce capacități ai și cum le pui la schimbător acolo și dezvolți acel talent ca să reușești în viață. Totul depinde doar de tine, numai din cei din jur. Că, în definitiv, cei din jur îți pot spune, dacă tu știi ținta și linia, vei merge pe ea. Dacă te vei lăsa copleșit doar de părerile celorlalți, s-ar putea să rămâi dezamăgit o viață întreagă și multe ocazii s-ar putea să treacă pe lângă tine pentru că te-ai oprit la regretele și la dezamăgirile din trecut. Da. Da, mulțumesc tare mult, vă mai aștept și cu alte proiecte și cu alte solicitări și cu alte nevoi sau ce mai doriți dumneavoastră pe parcurs. Dacă veți avea evenimente, vă așteptăm să le promovăm aici. Sigur că da, mulțumim din suflet pentru invitație. Mă gândesc că activitățile online sunt o șansă în plus de a nu muri. Nu uitați lucrul ăsta. Acum se caută, e la mare căutare și profitați de lucrurile astea că se pot face multe lucruri online. Doar descoperiți-le și veți vedea că veți aduna multă lume acolo dornică. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Și fiți obiectivi într-o lume subiectivă, dragi prieteni, până săptămâna viitoare, fiți sănătoși și faceți numai bine!